astăzi. Întârzie domnul Izvoranu, 15 minute, domnul Nechita, dacă a ajuns. N-a ajuns. Deci domnul Nechita lipsește, toată lumea este prezentă. Vă propun să începem lucrările. Cunoscând ordinea de zi, au fost invitați să participe la ședința noastră de astăzi. Doamna director renunțată de la Spitalul Județean de Drumuri, doamna Oana Daniela Chelaru, viceprezident Regia Autonomă Aeroportul Internațional George Bacău, domnul Bogdan Secu, director executiv la ADIS, domnul Adrian Popa, managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău, care îi spunem și eu. Și urăm și la mulți ani cu ziua în anii de naștere astăzi. La mulți ani, domnul Marin Preda, administrator la SC Resourcing Environmental Consulting, SRL, consultantul nostru de la ADI, și domnul chestor Vasile Oprișan, inspector șef, Inspectoratul de Poliție, de asemenea director executiv și director executiv adjunct ai direcțiilor aparatului de specialitate, reprezentanții mass media, iar ordinea noastră de zi, vă rog să-mi permiteți să îi dau citire. 1. Aprobarea procesului verbal din ședința a ședinței extraordinare din data de 19 ianuarie 2018. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii încheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind concesionarea bunurilor mobile și mobile realizate achiziționate prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, în vederea desfășurării contractului de delegare prin concesionarea serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri. 4. Proiectul drept privind aprobarea cotizației anuale aferente pentru membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru stabilizare Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a principiului secțiunii de dezvoltare a bugetului local și al fondurilor externe nerambursabile din excedentul anilor precedenți al bugetului local și al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017. 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform hotărârii Guvernului din 2004, cu modificări și completările ulterioare valabile în anul 2018. 7. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în anul 2018. Proiect de hotărâre privind indexarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la infrastructura fizică a rețelor de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului pentru realizarea de către SC Thermo Energy Group ESA Bacău a unui studiu de fezabilitate în vederea alimentării cu energie termică a Spitalului Județean de Urgență din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții consolidare drum județean 156H-Rușru la kilometru 4.047 cu ziduri de sprijin. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare drum județean 252F, km 4 până la km 18 Ungureni, Cârlane, Bărtășești, nostru. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare drum județean 243B, de la kilometrul 56 până la kilometrul 77, Vultureni, intersecția cu drumul județeanul 241, Paricea, până la intersecția cu drumul județeanul 252. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare drumul județean, deci de 119 Bacău, Faraoni, de la kilometrul 1 până la kilometrul 12. 14. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare drum județean 156B, Buna și Plăcești, Poiana Negustorului. Proiect de hotărâre privind 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare drum județean DG 241C, Valea Mare, limitul județul Neamț. Lipova, limitul județ Neamț, Lipova, limitul județ Vaslui, de la kilometrul 9 până la kilometrul 24, lungime de 17,5 km. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului înțelegere de cooperare și înfrățire între județul Bacău și Raionul Strășeni din Republica Moldova. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de înfrățire între județul Bacău și Raionul Florești din Republica Moldova. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului înțelegere de cooperare și înfrățire între județul Bacău și Raionul Ialoveni din Republica Moldova și două înfrățiri cu două raioane din din Ucraina. Este vorba de raionul Bever-Nestrovski, regiunea Odessa, fostul raion Cetatea Albă, și cel de-al doilea din Ucraina de Consiliul Județean Bacău și raionul Ovidiopol, regiunea Odessa. 21. Proiect de hotărâre privind dezlipirea în două loturi a terenului în suprafață de 1913 m2, având număr cadastral 64.492, situată în localitatea Bacău, strada aeroportului numărul 1, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului și în administrarea Regiei Economiei Aeroportului Internaționale George în vederea trecerii unui teren în suprafață de 43 m2 din domeniul public al județului în domeniul public al municipiului. 22. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes local municipal al imobilului teren în suprafață 43 m2, situată în localitatea Bacău, strada aeroportului numărul 1, județul Bacău, având număr cadastral 84028 și trecerea acesteia din domeniul public al județului în domeniul public al municipiului Bacău. 23. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării Serviciului de Transport Public Județean de Persoane prin curse regulate speciale. 24. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019 pe unele trasee județene. 25. Proiect de hotărâre privind indexarea tarifelor pentru eliberarea licenței de traseu aferente serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale în județul nostru, stabilit în hotărârea Consiliului Județean din 27 aprilie 2017. 26. Propun retragerea de pe ordinea de zi. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul execuție, lucrări, construcții și instalații la Catedrala Ortodoxă Înălțarea Domnului Bacău, rest de executat. 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul la hotărârea Consiliului Județean din 2009 privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare. 29. Planul strategic cuprinzând principalele obiective, acțiuni și indicatori de performanță minimali pentru serviciul polițienesc, recomandate Inspectoratului de Poliție Județean Bacău pentru anul 2018. 30. Diverse. Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cu retragerea punctului 26, așa cum am înțeles. Mulțumesc. Să urăm și colegilor noștri care au sărbătorit ziua de naștere în această lună, prima din an, luna ianuarie, domnului Gabriel Marius Gârghiță, domnul vicepreședinte, domnul Ion Cucerescu, cel mai tânăr, doamna Elena Cosma, cea mai frumoasă, domnului Petrică Mihailă, și în ultimul rând, Felicitări și în ultima ședință. De două ori. Da, nu-i prezent aici. Se dă cuvântul doamnei secretar al județului pentru a da citire primului punct al ordinei de zi, procesul verbal. Doamna secretar, vă rog. Potrivit prevederilor legii administrației publice locale republicată, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune aprobarea procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 19 ianuarie 2018. Mulțumesc, doamna secretar, dacă sunt observații, da? Dacă nu, vă spun la vot. Cine este pentru aprobarea procesului verbal? Mulțumesc. Împotriva, abțineri, nu sunt. Punctul numărul 2 se referă la aprobarea acordului și încheierii contractului de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Așa, după cum știți, operatorul de colectare și transport avem contractul de delegare aprobat. Funcționează cel de-al doilea operator, iată după 2 ani și ceva de contestații și instanțe, am reușit să fie desemnat câștigătorul. Este vorba de asocierea Ecosud, ESA, ca lider al asociației SC Altuna, SEDMOC și SC High Sorting, ESA București. Astfel, după cum rezultă și din adresa ADIS-ului Bacău, înregistrată la Consiliul Județean. Ca atare, a fost finalizată această procedură, iar Asociația ADIS-ul a solicitat supunerea spre aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii de contracte de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Acest lucru trebuie să o facă toți cei 94, deci 93 plus județul Bacău, luna aceasta, urmând ca după ce avem toate hotărârile Consiliului Local, să convocăm o ADIS și să semnăm contractul cu noul operator. Așadar, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Înainte de a trece la vot, vreau doar să menționez că după semnarea contractului există o perioadă de aproximativ 60 de zile, 60 de zile timp în care cele trei entități, și fac legătura acum și cu următorul punct al ordinii de zi, deci cele trei entități, și mă refer și la județul Bacău, mă refer la Moinești și la municipiul Bacău, deci municipiul Moinești și municipiul Bacău, care va trebui să predea prin concesionare către operator toate echipamentele și instalațiile care fac obiectul acestui contract. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, abține, nu sunt. Cel de-al doilea se referă la delegarea de către delegatar, către delegat a gestiunii activităților componente ale serviciului de salurizare, respectiv operarea și întreținerea stației de transfer și a instalațiilor și a echipamentelor sale situate în amplasamentul de la Găiceana, operarea și întreținerea stației de transfer și a instalațiilor echipamentelor situații pe amplasamentul de la Bereș-Fazlău, operarea și întreținerea stației de sortare și a instalațiilor și echipamentelor sale situate pe amplasamentul de la Moinești, operarea și întreținerea stației de transfer, stații de sortare și stații de compostare și a instalațiilor și echipamentelor acestora situate în amplasamentul de la Onești. operarea și întreținerea celulei 2 a depozitului județean de la Bacău, precum și a instalațiilor de deșeuri existente pe același amplasament, stații de sortare, stații de compostare și centru de colectare, proiectarea, execuția și operarea celulelor 3 și 4 ale depozitului județean Bacău, închiderea și monitorizarea celor 2, 3 și 4 ale depozitului județean Bacău și transferul deșeurilor municipale de la stațiile de transfer Căiceana, Berești, Arzlău și Onești la depozitul conform de la Bacău, fie la instalațiile de sortare, compostare după case. Cam asta este pe scurt. Dumneavoastră ați discutat și în comisie de specialitate aspectele tehnice legate de acest transfer. Noi, după 3 ani de zile, Consiliul Județean, în care am asigurat baza și costurile nu au fost mici legate de baza și protecția acestor echipamente, vă dați seama că există o uzură morală în faptul că nu au mai fost pornite de atâta timp. Noi n-am așteptat să aprobăm astăzi în Consiliu, ci chiar am început revizia lor, ca să zic așa, ca noi în momentul în care le dăm trebuie să fie în stare de funcționare. Și sper să ne încadrăm în termenul prevăzut de proiect și de contract. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, dacă sunt observații, dacă nu vă supun spre aprobare. Cine este pentru aprobarea proiectului privind concesionarea? Vă mulțumesc. O abținere împotrivă nu sunt. Cel de-al treilea punct al ordinii de zi, al patrulea punct al ordinii de zi se referă la aprobarea cotizației anuale aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Prin adresa asociației a fost înregistrată la începutul de la mijlocul lunii decembrie, a fost înregistrat la Consiliul Județean prin propunerea de adoptare a unei hotărâri privind cuantumul cotizației anuale la patrimoniul Asociației aferentă anului 2018. Având în vedere necesitățile financiare pentru implementarea unei condiții a proiectului și posibilitățile de finanțare de la nivelul diverselor unități administrativ-teritoriale, se consideră necesar ca la patrimoniul Asociației cotizația să fie stabilită în mod diferențiat după cum urmează. Pentru județul Bacău, 1 milion de lei, pentru municipiul Bacău, 600.000 de lei, pentru municipiul Onești, 100.000 de lei, pentru municipiile Moinești, Bubuș, Comănești și Dărmănești, 40.000 de lei, pentru orașul Slănin Moldova, 10.000 de lei, pentru Târgu Ocna, 35.000 de lei, pentru comune cu o populație sub 3.000 de locuitori, 3.000 de lei, pentru comune cu o populație între 3.000 și 5.000, 5.000 de lei, pentru comune cu o populație între 5.000 și 10.000 de locuitori, 6.000 și pentru comunitățile cu o populație între peste 10.000 de locuitori, 7.000 de lei. Mai menționez că, potrivit statutului asociației, județul Bacău este beneficiarul proiectului, devenind proprietarul tuturor bunurilor realizate prin investiții în cadrul proiectului, care sunt componente ale infrastructurii aferente serviciului și care deservesc mai mulți asociații. Având în vedere cele prezentate și rolul pe care îl are județul, ceea ce privește atribuțiile asociației pentru implementarea strategiei de dezvoltare într-o concepție unitară, integrată a programului de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, conferite de legea din 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificări și completări ulterioare, și având în vedere articolul 16 și alineatul 3 din statutul asociației, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare ADIS. Dacă sunt discuții pe marginea acestui, domnul Mihail, vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, aș avea câteva observații vis-a-vis de referitoare la taxa de salubrizare. Dacă știți că vom avea cumva un proiect special pentru acest subiect, l-aș amâna discută pentru atunci, și dacă nu, am să vă spun acum câteva cuvinte. Din materialul pe care l-am citit, material primit de ADIS către Consiliul Județean, pe care l-am avut și eu la MACO, este că taxa este de 4,07 lei pe lună pe locuitor, pe persoană în mediul rural și de 9,97 de pe lună pe persoană în mediul urban. Bănuiesc că s-a avut aici în vedere principiul solidarității. Domnul Mihai, nu, da. E un alt subiect. Nu vă supărați. Păi nu, am zis că dacă aș putea face câteva observații și observații pe care eu le fac în urma unor discuții pe care am avut cu mulți edili și chiar cu cetățenii de județ. Dacă nu, și credeți că avem ocazie să o facem o dată, sunt de acord să... Da, o să avem ocazia să discutăm. Este vorba de taxa specială pe care o plătește fiecare cetățean și care își face parte... Și probabil vom avea un proiect. Da, și face parte din documentul de poziție din proiectul... Eu am citit că se făcea referire în documentul pe care ne-a trimis-o ADIS-ul. Și am zis că aici sunt niște chestiuni pe care noi am putea să le discutăm, cred că am putea să îmbunătățim aceste lucruri, dar dacă ziceți că o să avem un proiect pe acest subiect, amânăm această discuție. Și eu vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu vă supun spre aprobare, cine este pentru? Vă mulțumesc. Abține împotriva cursul. Pentru punctul 5 al ordinii de zi, privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local și a fondurilor externe nerambursabile din excedentul anilor precedenți al bugetului local și al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017, am să vorbim cu doamna director Mitrea. La punctele 5, 6, 7 și 8 să prezinte teza proiectului de hotărâre. Vă rog. Mulțumesc. Așa cum este prevăzută deja finanțelor publice locale, numărul 2006, excedentul bugetului local din anii precedenți se utilizează în baza hotărârilor autorităților deliberative pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar. Potrivit contului de execuție a bugetului local, la data de 31 decembrie 2017, cheltuielile și cheltuielile Consiliului Județean pe cele două secțiuni s-au realizat cum urmează. La secțiunea de funcționare a rezultat au fost realizate venituri în sumă de 298.755.000 lei și cheltuieli în sumă de 283.677.000 lei, rezultând un excedent în sumă de 15.078.000 lei, iar la secțiunea de dezvoltare, veniturile au fost realizate în sumă de 4.796.000 lei și cheltuieli în sumă de 24.998.000 lei, rezultând un deficit de 20.202.000 lei. Având în vedere că excedentul secțiunii de funcționare la anul curent este în sumă de 178.000 de lei, iar excedentul bugetului local al anilor precedenți în sumă de 44.224.000 lei, se propune acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, după cum urmează. Din excedentul bugetului local al anilor precedenți, 5.125.000 lei, iar din excedentul secțiunii de funcționare al anului 2017, 15.078.000 lei. În ce privește fondurile externe nerambursabile, conform contului de execuție, la data de 31 decembrie 2017, s-a înregistrat un deficit în sumă de 1.675 lei, pentru care se propune acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenți. Față de cele prezentate, considerăm că poate fi supus spre aprobare proiectul de hotărâre. Stimați colegi, vă supun spre aprobare de aceste intervenții. Acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere împotriva. Doamna director Mitrea. Următorul proiect se referă la actualizarea valorii de reventul la manurile medicale concesionate conform hotărârii de guvern nr. 884/2004 în modificare și completările ulterioare, valabile pentru anul 2018. Prin hotărârea Consiliului Județean de Bacău nr. 57/2010 au fost stabilite valorile de reventul la manurile comerciale concesionate, conform hotărârii de guvern 184/2004. În conformitate cu prevederea articolului 4 din această hotărâre a Consiliului Județean, prevederile se actualizează anual în aplicarea ratei dobânzii de referințe stabilite de Banca Națională a României, valabilă la data de 1 ianuarie. Astfel, conform circularei Băncii Naționale a României al 17 din 6 mai 2015, nivelul de ratei dobânzii de referință valabilă la 1 ianuarie 2018 este de 1,75% pe an. În acest sens, se propune actualizarea dobânzii de referință cu 1,75% pentru cabinetele medicale aflate în domeniul privat al județului Bacău. Mulțumesc. Stimați colegi, vă supun spre aprobare proiectul hotărârii. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva abțineri, nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi. Este vorba de doamna director Mica, vă rog. Mulțumesc. Este vorba de proiectul hotărârii privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău pentru anul 2018. Prin hotărârea Consiliului Județean nr. 45/2004 s-a stabilit obligativitatea indexării anuale a taxelor de închiriere cu rata inflației aferentă anului anterior. Și s-a hotărât de asemenea aprobarea nivelului minim al acestora în vederea determinării pentru îndeplinirea licitațiilor ce vor fi organizate pentru închirierea imobilelor aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău. Nivelul ratei inflației în anul 2017, așa cum ne-a publicat Direcția Județeană de Statistică Bacău, a crescut cu 1,34% față de anul 2016. În acest sens, se propune indexarea taxelor de închiriere a imobilelor aflate în domeniul public sau privat al județului cu 1,34% și se stabilesc valori de minime ale acestora în vederea organizării licitațiilor, așa cum sunt prezentate în material. De asemenea, propunem ca și pentru celelalte spații care aparțin domeniul public sau privat al județului Bacău, licitații să înceapă cu valoarea ale taxelor de închiriere prevăzute în prezentarea din material. Mulțumesc. Intervenții, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul 8, doamna directorul Mitea. Proiectul de hotărâre privind indexarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al județului Bacău, valabil pentru anul 2018. Prin hotărârea Consiliului Județean nr. 158/2015 au fost stabilite tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces la rețelele de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în anul 2016. La punctul 2 din această hotărâre este menționat că tarifele se indexează anual cu rata inflației aferentă anului anterior. Rata inflației pentru anul 2017, așa cum ne-a comunicat Direcția Județeană de Statistică Bacău, a crescut cu 1,34% față de anul anterior. În acest sens, să propunem indexarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al județului Bacău cu 1,34%, dar tarifele maxime fiind prezentate în anexa la proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții? Dacă doamna Ivanov, aveți o intervenție? Vă rog. Vreau să discutăm despre cele trei materiale. Deci, cabinetele medicale sau mai curând indexarea se raportează la nivelul ratei dobânzii comunicate de BNR, care este de 1,75%. Am mai vorbit la punctul 8, dacă nu vreau. Nu, da, știu la punctul 8. Da. Pentru alte spații comerciale ne raportăm la rata inflației aferente anului anterior, care este de 1,34%, și pentru rețele de comunicații electronice instalate în domeniul public sau privat al județului, ne raportăm tot la rata inflației pentru 2017, care este de 1,34%. Acum, întrebare. Dacă ele pot fi cumva egalizate în condițiile în care, dacă avem în vedere faptul că nivelul state, ca să luăm rețelele de comunicații electronice instalate pe domeniul public, au o rată de rentabilitate mult mai mare decât cabinetele medicale, cabinete care de multe ori s-a dezvoltat, sunt în slujba comunității, sunt pe asistență medicală și la care se aplică un coeficient, iar în cifre absolute, valoarea chiriei pe metru pătrat sau a concesiunii este mult mai mare decât cea pentru rețele sau pentru alte spații. Doamna director, eu nu sunt format, și noi am aplicat prevederile din codul fiscal și legea finanțelor publice. Și au fost stabilite prin hotărâri de Consiliul Județean la momentul la care au fost stabilite, iar în fiecare an s-au indexat conform prevederilor legale. Iar taxele de închiriere tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces sunt niște tarife maxime, de la care pot să negociază contractele cu operatori. Nu înțeles asta și din materiale, totuși mai și se analiza. Asta am posibil. Da. Dacă mai sunt alte intervenții. Dar nu vă spun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Punctul 9 se referă la aprobarea acordului pentru realizarea de către SC Thermo Energy Group a unui studiu de fezabilitate în vederea alimentării cu energie termică a Spitalului Județean de Urgență Bacău din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Bacău. SC Thermo Energy Group ESA, prin adresa înaintată și înregistrată la Consiliul Județean la începutul lunii decembrie, le aduce la cunoștință că, în calitatea sa de operator al sistemului de termoficare centralizat al municipiului și în conformitate cu programul de investiție a municipiului Bacău, se are în vedere derularea procedurilor pentru realizarea unui studiu de fezabilitate pentru o eventuală investiție care va asigura alimentarea cu energie termică a Spitalului Județean Bacău. Se solicită și emiterea unui aviz de principiu din partea Consiliului Județean pentru ocuparea unor amplasamente aflate pe proprietatea județului Bacău și administrarea Spitalului Județean de către instalațiile termice, conducte, module termice necesare realizării investiției de mai sus. Spitalul ne comunică acordul de principiu. În prezent nu există o sursă suplimentară de asigurare a agentului termic, iar în cazul unei eventuale avarii nu există o altă sursă care să asigure backup-ul rețelei. Spitalul Județean de Urgență Bacău consideră oportună o investiție care să asigure acest lucru. Mai mult decât atât, o soluție decentă care să fie stabilă și mai eficientă din punct de vedere energetic, dar și economic, ar putea reprezenta sursa principală de alimentare de energie termică, iar cea actuală să se transforme într-o sursă suplimentară. Decizia cu privire la realizarea alimentării cu energie termică a Spitalului Județean Bacău din sistemul de alimentare centralizat cu energie termică a municipiului Bacău, împreună cu celelalte demersuri administrative necesare, vor fi supuse dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Bacău după transmiterea de către SC Thermo Energy Group a studiului de fezabilitate realizat. Acesta este proiectul de hotărâre care îl supunem astăzi spre aprobare acordul pentru realizarea de către SC Thermo Energy Group a unui studiu de fezabilitate în vederea alimentării cu energie termică a Spitalului Județean Bacău din sistemul de alimentare centralizat cu energie termică a municipiului Bacău. Dacă sunt intervenții la acest punct, am o emisiune. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine? Doamna consilier Ivan, scuzați-mă, doamna Ivanu, vă rog. Da. La microfon. La microfon, vă rog. Aș vrea centralizat. Întrebare. Dacă sistemul centralizat al municipiului Bacău funcționează la această oră, în ce parametri și cu ce rentabilitate? O altă întrebare ar fi aceea că în momentul în care s-a construit spitalul municipal, a fost adus de la CES o conductă până în curtea liceului pedagogic, unde s-ar putea, printr-o formulă destul de simplă, s-ar putea alimenta acest sistem al spitalului județean. În altă ordine de idei, consider că nu este necesar în această fază emiterea unui aviz de principiu privind ocuparea unor amplasamente aflate în proprietatea județului Bacău, cele la care facem referire cu privire la aprobarea, la punerea în operă a acestui studiu, atunci când va fi cazul, în condițiile în care se spune în același material că acest studiu de fezabilitate va fi ulterior aprobat în Consiliul Județean. Cred că sunt multe probleme de discutat. Dacă în material nu se... Doamna, care-i întrebarea? Să înțeles-o foarte bine. Eu n-am înțeles. Care-i întrebarea? Ce trebuie clarificat? Revenim. Deci există sursă alternativă pentru alimentarea spitalului județean până în curtea liceului pedagogic. Cealaltă întrebare care am adresat-o a fost cu privire la, sau ar putea fi, cu privire la costurile prin preluarea energiei termice de la CER. Starea economică la această oră a CER-ului Bacău, în ce parametri funcționează, cu ce rentabilitate și cât va mai funcționa. Și o pregătire la emiterea unui aviz de principiu de ocuparea în această bază a unor angajamente aflate da, haideți să continui cu prezenție. Am zis cu doamna secretar, vă rog, câteva clarificări. În material nu sunt prevăzute sumele necesare pentru acest studiu de fezabilitate și cine le suportă. Domnule președinte, da, vă rog, să clarificăm câteva chestiuni și după aceea avem mai multe. Să contracareze eventual întrebări. Ce trebuie înțeles din proiectul de hotărâre care este supus atenției și aprobării Onoratului Consiliului Județean? După cum a citit și domnul președinte din expunerea de motive, acest operator al sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Bacău ne solicită, prin adresa pe care o aveți anexată ca material la proiectul de hotărâre, un acord de principiu privind ocuparea unor amplasamente cu instalații termice. După cum se poate ușor observa, proiectul nostru de hotărâre nu dă acest acord de principiu pentru ocuparea unor amplasamente, ci pentru că tot din adresă rezultă că aceștia urmează să facă un studiu de fezabilitate. Noi astăzi, în Consiliul Județean, aprobăm un acord pentru realizarea acestui studiu de fezabilitate, din care rezultă și amplasamentele, de unde rezultă și oportunitatea și necesitatea cheltuierii pentru investiția respectivă și, totodată, vom vedea dacă, într-adevăr, va fi necesară sau nu de făcut această investiție. Studiul de fezabilitate, astfel cum se obligă și prin adresă, SC Thermo Energy, este suportat în integralitate de societatea comercială, deci nu de noi. Noi la ora aceasta ne dăm deci aprobăm un acord pentru ca această societate să întocmească un studiu de fezabilitate care ulterior vom vedea dacă va răspunde concret întrebărilor dumneavoastră de astăzi sau nu, tehnic. Da? Doamna, v-am mulțumit. Deci nu ne costă pe noi absolut nimic. Noi ne dăm acord în momentul în care avem studiul de fezabilitate, în funcție de datele din studiu, vom lua o decizie. Asta, întrebarea era cu privire la emiterea în acest moment a unui aviz de principiu privind ocuparea unor amplasamente a afacerilor proprietare. Deci, la ce moment... Doamna consilier, așa am început și expozeul. Chiar dacă dânsii au cerut acest aviz de principiu, noi astăzi în Consiliu venim și dăm nu un aviz de principiu, ci un aviz complet pentru a face studii. În urma studiului venim în fața domnilor voastre, îl veți studia, îl veți analiza și vom veni din partea aparatului de specialitate al Consiliului cu o propunere adecvată și din punct de vedere juridic și tehnic după ce vom studia. Și decizia de Nu, deci nu. Avizul de principiu pentru amplasament nu îl dăm. Exact cum am menționat. Dăm avizul pentru ca această societate pe căruia la stat să întocmească studiul de fezabilitate. Da, dacă mai sunt atenții. Domnul președinte, m-ar fi interesat dacă și Spitalul Medical intră pe studiul respectiv. Este o oportunitate interesantă, dacă avem în vedere și viitorul Spitalul Municipal. N-ar fi bine să luăm capul. Este vorba de întreg complex. Da. Aveți acordul la materialul Spitalului Județean, în care spune că este oportună investiția viitoare. Vom vedea și concluzia finală, o vor da și dâns și în momentul în care vor vedea concluziile studiului de fezabilitate. Domnule lege, trebuie să mai completezi cu ceva? Mai este o întrebare despre situația economică a cerului Bacău. Cerul sau versurile? Cerul, da. Întrebați pe colegii dumneavoastră care au venit de Uniunea Europeană. Întrebați pe cei care au venit și care au lăsat la pânăria Consiliului Local. Întrebați pe colegii dumneavoastră. Întrebați pe colegii dumneavoastră dacă e rentabilă sau nu e rentabilă. Întrebați la partid. Da, întrebați pe colegii dumneavoastră. Vă rog. Alte întrebări punctuale la acest punct al lor elecții, dacă mai sunt. Da? Haideți, nu întrebăm cu ele. Punctual. Alte întrebări. Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare. Cine este de acord să supunem spre aprobare acordul pentru realizarea acestui studiu? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Nu sunt. O abținere? Două abțineri? Da, două abțineri. Doamna Stoica și următoare. În cauza proiectelor dumneavoastră. Dacă vreți să spun, nu vreau să detalii. Trecem mai departe la punctul 10. O să încerc să fac sinteza, pentru că dumneavoastră ați avut toate materialele la mapă. Să facem mai repede, să puneți și ceva de puncte. Iată că continuăm. Anul a început cu o ședință extraordinară și ați văzut că toate cele 8 puncte a fost vorba de documentație tehnico-economice cu proiecte pentru a accesa noi surse de finanțare. Continuăm cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectului de investiții și sunt câteva drumuri județene care le pregătim documentațiile și venim acum în fața dumneavoastră. E vorba de drumul județean 156H cu șurug la kilometru 4,7 cu ziduri de sprijin. Valoarea devizului general, cu tot cu TVA, este de 410.000 lei. Dacă sunt intervenții aici, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Domnule președinte, toate proiectele care au același caracter. Da. Sunt sunt niște proiecte cu o valoare foarte mare, 250 milioane de lei, care este sursa de finanțare. Nu apare în proiect. Dar nu am înțeles întrebarea. Toate cele 6 proiecte, care începând cu primul, cu această porțiune de zi de sprijin și până la ultimul turn, în sumat aceste proiecte sunt aproape 25 de milioane. Corect. Care este sursa de finanțare? Păi, exact, da, mulțumesc. Nu apare nicăieri. Se spune, buget local, surse din buget local, din alte surse, pe de-o parte. Din altă parte, nu mi-aduc aminte, pentru că mai înainte am votat aprobarea unui studiu de fezabilitate. În opinia mea, eu mi-am spus la comisie, opinia aici n-am dus să turbur așa opinia generală, nici nu era nevoie să ne dăm aprobarea pentru studiu de fezabilitate. Chiar mai energie putea să o facă liniștită, venea numai cu rezultatul. Deci am zis, dar nevoie nu am înțeles. Dar în fine, să fie bine, să nu fie rău. Dar nu am aprobat studiul de fezabilitate, am aprobat acordul pentru a se face studiul de fezabilitate. Da, acordul pentru a se face. Dar putea să faci fără acordul nostru. Da, să se dăm accesul. Să-i punem aminte. Și fi domeniul... În fine, nu mi-aduc aminte, poate am lipsit, poate nu mi-am amintesc, când am aprobat noi aceste proiecte care trebuie să... tehnice pe care acum urmează să le votăm. Să le aprobăm ca indicatori tehnico-economici. În cursul anului 2017 nu am văzut un proiect de hotărâre în care se însegează acordul pentru a se realiza proiectele tehnice pe care urmează să le aprobăm. Cum s-au stabilit ele? Cine a luat decizia ca aceste drumuri să fie modernizate? Poate mai trebuiau alte modernizate. Care au fost criteriile? Cine a decis? Eu țin minte că ați făcut parte din grupul de lucru. Noi. Când? Noi, când am discutat strategia de dezvoltare a județului și am luat fiecare oarte în parte și am stabilit. Există un capitol cu proiectele și cu prioritățile. Și dacă vă uitați în proiect care e aprobat din august anul trecut, o să regăsiți toate aceste... Și din august până acum s-au fost proiecte. Nu. Asta este foaia noastră de parcurs până în 2022, când o să fie nevoie de o reactualizare a strategiei. Până atunci, astea sunt priorități, iar noi venim de la an la an sau periodic, în funcție de asta, pregătim documentațiile, ca să vă răspund la prima întrebare, pregătim documentațiile pentru eventuale surse de finanțare în momentul în care se lansează o sursă, o linie de finanțare sau un program național, noi trebuie să avem documentația întocmită, pentru că nu e timpul fizic necesar din momentul în care se lansează până la depunerea documentației. Și experiența ne-a demonstrat acest lucru. Noi trebuie să fim pregătiți, ceea ce nu este rău, părerea mea. Și sigur, puteți veni și cu alte propuneri pe care le analizăm. Se înțeleg, deci că se respectă strategia care am aprobat-o la virgulă, da? Da. Așa se înțeleg. Aceste proiecte sunt cuprinse în strategie, exact cum sunt acolo prioritizate, da? Sunt cuprinse în strategie, da. Am înțeles. Cred că ar fi fost bine pentru cei care au redactat proiectele hotărâre să facă referire, sigur, de la finite la această strategie. Altfel, nu mai era mele bun. Da, da. Mulțumesc. Cu plăcere. Dacă mai sunt alte intervenții. Dacă nu vă supun spre aprobare. Proiectul 10, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, obiectivul de investiții DG156. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține, plusul. Reabilitarea, următorul obiectiv, se referă la indicatorii tehnico-economici, reabilitare și modernizare drum județean 252F, un proiect la AME-COS-Medio, județul Bacău. Acum am să fac un apel. Noi am discutat și anul trecut, a fost unul din obiective prioritare, dar nu a intrat la linia de finanțare. Noi am mers și cu acest proiect, cei care vă aduceți aminte, dar nu au obținut finanțare. Din cele 9, doar 8 au fost selectate. Voi vom pregăti, actualizări și vom merge anul acesta. Deci asta este următorul obiectiv. Vă supun pe fiecare spre aprobare, așa cum sunt în ordinea de zi. Deci, drumul județean 252F, obiectivul de investiții, reabilitarea și modernizarea acestui drum. Cu valoarea din devizul general, cu tot cu TVA, 34.684.713. Cine este supus spre aprobare? Cine este pentru? Mulțumesc. Abține. Împotrivă. Plusuri. Următorul proiect de hotărâre se referă la aprobarea indicatorului tehnic economic și realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare 3243 km 56 Bucureni, Panicia, până la intersecția cu DG 252. Valoarea de lucru general este de 60 de milioane de lei. E o propunere venită și în anii trecuți de la rândul dumneavoastră ca o prioritate. Și este prinsă și în strategie. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține. Împotrivă. Plusul. Indicatorii economici la realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizarea drumului județean DG 119 Bacău, Paraguay, cu valoare a devizului general de aproximativ 30.373.000 de lei. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Și următorul obiectiv se referă la reabilitare și modernizare drumul județean DG 156 Bucuș, Plăcești, Poiana Minosurului, Bărșești. Deci, la comuna Bărșor. Deci, lungimea este de 15.764. Valoarea de vizită este peste 63 de milioane de lei. Vă supun spre adoptare proiectului respectiv la aprobarea indicatorilor tehnici economici la acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri nu sunt. Și următorul proiect se referă la indicatorii economici, la obiectivul reabilitare și modernizarea drumului județean 241C, Valea Mare, limită județ Neamț, de la limită județ Neamț Lipova și de la limită județ Vaslui, cu o valoare a devizului general de peste 59 de milioane de lei. Vă spun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abține. Nu sunt. Vă mulțumesc. Următorul punct al ordinii de zi sau următoare. Nu v-am văzut în cauza camerei, mă scuzați. Aș vrea să vă adresez o întrebare pe care am mai adresat-o în ședințele de Consiliul Județean, și anume cu privire la DG 116C, de pe raza orașului Cărmogna până la îmbunătățirea Măcura, care are nevoie de modernizare și reabilitare urgentă și care nu a fost trecut nici în program și nici... Da, este... Foarte bine, foarte bine ați adus în atenție. Așa este. Așa este. Orașul Dălbovna am mai explicat, este un oraș turistic, este vizitat anual peste 200.000 de turiști, în tranzit, avem peste 100 și ceva de mii de roți de cazare. Da, doamna consilier, știm despre ce este vorba, acolo este în apropiere, este și un monument istoric de importanță deosebită, a intrat în atenția noastră la centenarul primului război mondial. E una din priorități alături de celelalte obiective și monumente istorice care ne fac cinste și ar trebui reabilitate. Eu, personal, am discutat și o parte din asta, am făcut parte din această comisie de evaluare alături de asociațiile istoricilor, Asociația de Culte a Eroilor. I-am invitat pe toți și s-a făcut la vremea respectivă, adică în august am trecut o selecție și un capitol aparte din solicitarea finanțării reieșea aceste, deci un capitol aparte care prevedea reabilitarea monumentelor istorice și câteva lucrări publice, printre care și această porțiune de drum care duce la acel monument și la mănăstire. Deci este prins, îl reluăm acum pe centenarul Marii Uniri, să sperăm că obținem finanțare. Deci e o sursă de finanțare care poate fi accesată și nu am renunțat la ea. Vă mulțumim. Următoarele puncte ale la ordinea de zi, 16, 17, 18, 19 și 20, e vorba de discutam de centenarul Marii Uniri și sub această egidă și sub campania lansată și de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, centenar prin înfrățiri, iată, venim după câteva demersuri făcute, pentru că au început aceste demersuri în luna august, septembrie, octombrie, și ele s-au concretizat astăzi în sensul că au avizul Ministerilor de Resort, adică al Ministerului Afacerilor Externe și al Ministerilor Dezvoltării, așa cum este prevăzut în cadrul legislativ. Și astăzi venim în fața dumneavoastră cu cu aprobarea proiectului Înțelegere de Cooperare și Înfrățire între Județul Bacău și câteva raioane din Republica Moldova. Și astăzi venim cu Raionul Strășeni, deci o înfrățire între Județul Bacău și Raionul Strășeni din Republica Moldova. Repet, având toate avizele și toate demersurile pe care le-am făcut ultima parte a anului trecut. Și le supunem spre aprobare separat pe fiecare, urmând ca după ce avem hotărârea Consiliului Județean, să invităm aici și să semnăm aceste acorduri împreună. Înainte de a supune dacă sunt intervenții. Da, domnule președinte. Vă rog. Mulțumesc. Întâi și întâi vreau să desprind bucuria că, în sfârșit, după 2 ani, de la o inițiativă a Partidului Național Liberal, se realizează acest deziderat. Înfrățirea cu raioane din Moldova. Dacă vă aduceți aminte, la o ședință dintr-o locație inedită la Mănăstirea Lăchitoasa, în 25 martie 2016, cu 2 zile înainte de a se împlini 98 de ani de la unirea Basarabei cu România, am cerut atunci, am propus, din partea Partidului Național Liberal, să ne înfrățim cu un raion de Republica Moldova. Din păcate, atunci nu a fost proiectul nostru susținut, n-a fost agreat, așa mi s-a sugerat că sunt rațiuni pe care noi nu le înțelegem. În fine, practic s-au trecut 2 ani în care puteam să realizăm proiecte comune cu frații noștri de peste tot. Mai bine mai târziu decât niciodată, după cum vedeți, cei de acolo ne-au luat înainte și aici. Deja se votează acolo în consiliile locale din Basarabia, unirea cu România. Nu mai au depășit faza frăților. Tot atunci am mai propus un proiect, se numea Cunoașteți Țara, inițiat de o platformă unionistă, Acțiunea 2012, prin care se acorda sprijin băsărăcrinilor care n-au fost niciodată în România. În niște condiții foarte modeste. Urma să le punem la dispoziție internate de liceu, de facultăți, cămine de facultăți, să ia masa la cantine, dar numai pentru a-și vedea țara. 3 zile. Cred că ar trebui acest proiect să reluăm cu această platformă unionistă, pentru că sunt spre Durerea noastră sunt milioane de basarabeni care nici nu au văzut țara. Încă o dată mă bucur, sper ca aceste înfrățiri să nu rămână doar niște acorduri pe hârtie, să fie continuate de proiecte serioase, care să ne apropie cât mai mult de frații noștri. Mulțumesc! Domnul Păcăleanu, vreau să vă zic că aceste lucruri se întâmplă de 2 ani de zile, după aia rău, dumneavoastră, nu știți, nu la nivelul raionului Consiliului Județean. Ele au început între comunitățile din județul nostru și comunitățile din Basarabia de 2-3 ani de zile și am fost invitat să particip la aceste înfrățiri și sunt foarte multe proiecte. Unele din ele sunt cele care le-ați și menționat astăzi aici. Deci ele se întâmplă, e vorba de, pe lângă orașele mari, Bacău, Târgu Ocna, Slănicu, Berzunțu, Săuceștiu și lista continuă, Dărmăneștiu. Iată că de undeva aceste înfrățiri au avut loc și acum au ajuns, pe de o parte comunitățile de acolo și de aici, au ajuns la nivel de raion să gândim și anumite proiecte și obiective de interes raional, de interes județean, de interes la nivelul acesta. De-aia venim astăzi și sigur erau câteva demersuri care trebuiau făcute și pe care le-am făcut. Am fi putut veni doar cu un acord de principiu de înfrățire încă din septembrie anul trecut, dar a necesitat acești pași care trebuiau făcuți. Sigur că de aici încolo putem identifica cultural, istoric, sportiv, pe educație, pe fiecare domeniu de activitate, care sunt proiectele de interes comun și o să le discutăm la momentul potrivit. Așa este, există deschidere și din partea noastră, deschidere și din partea lor și această înfrățire se va concretiza și prin niște proiecte pe care le vom derula în următoarea perioadă. Și zic că anul acesta este un an propice, fiind și anul centenarului Marii Uniri, cu atât mai mult, existând și un departament la nivelul guvernului nostru care coordonează și existând și un minister, Ministerul Românilor de Pretutindeni, cred că există o oportunitate și trebuie să profităm de acest lucru ca să maximizăm aceste proiecte. Președinte, nu am contestat faptul că existau preocupări înainte, dar tocmai faptul că în 2016 erau 187 de înfrățiri între unități teritoriale administrative din Moldova, Basarabia și România, era o disproporție, de aici venea și propunerea noastră, era o disproporție. Din aceste 187 de înfrățiri, erau numai 15 în care erau implicate județe. Și atunci era vreau să dăm un imbold, o accelerare a acestui proces. Asta a fost inițiativa noastră. Eu n-am contestat faptul că nu s-au făcut și înainte înfrățiri. Mulțumesc. Domnul Cerescu. Colegul nostru, domnul Obdanu. Doar o mică întrebare, domnul Obdanu. De ce vreți dumneavoastră să facem proiectele cu acțiunea 2012? De ce să ne facem noi, ca Consiliul Județean? Acțiunea 2012 este o platformă, într-adevăr, care promovează unirea, doar că ar fi bine să facem noi proiectele astea. Dar nu vreau să intru în multe detalii, dar ar fi bine să organizăm noi, Consiliul Județean, și nu prin intermediul unor platforme cu parcurs curios, să spunem așa. Vă mulțumesc mult. Eu nu trebuie să pun etichete de genul ăsta, dar aveți inițiativa, putem să o facem. Important trebuie să fie făcut, n-are credomativ, important este cu cine se face. Da, așa să sperăm și să contestăm și să nu facem nimic, cred că este mai bine. Încercăm să facem noi împreună cu aparatul Consiliului Județean, am făcut acum o listă cu toate înfrățirile pe care le-au comunile și orașele din județul Bacău, cu unități administrative teritoriale similare din Republica Moldova. Urmează să vorbim cu primarii, desigur, nu toți și-au exprimat dorința, dar mare majoritate, și asta chiar mă bucură, deci și-au manifestat dorința de a se înfrăți. Chiar o să vă rog și pe dumneavoastră să discutați cu primarii dumneavoastră, care doresc o înfrățire, desigur, prin intermediul Ministerului pentru Românii Pretutindeni, unde este și acolo un basarabean secretar de stat, vom încerca să găsim comune cu același număr de locuitori, cu același nivel de dezvoltare. Înțelegeți foarte bine că nu este posibil să ne identificăm. Poate cu același număr de locuitori, să ne înfrățim cu comune din județul nostru. Mă bucur mult că unele... Am constatat că unele comune din județ sunt înfrățite și au niște înfrățiri chiar productive. Fac schimburi de experiențe, mai ales la nivel cultural și educațional. Este foarte bucurător... Sunt foarte productive înfrățirile pe care are orașul Târgu Ocna. Domnul primar de acolo are, cred că, are vreo 4 înfrățiri cu Republica Moldova, vreo 4-5 cu Ucraina, și scoate foarte mult dintre aceste înfrățiri. În ce sens? Asta vara aducea alocare întregi din orașul în care este înfrățit. Desigur, dezvoltă turismul. Asta este un exemplu care trebuie să dăm celorlalte comune și celorlalte orașe. Prin înfrățiri se poate făcut nu doar schimburi culturale, dar și unele beneficii economice. Vă mulțumesc. Cerescu. Iată, avem în față, concret, 4-5 înfrățiri. Haideți să le supunem la vot și să începem o colaborare cu mai strânsă. Deci este vorba și vă supun spre aprobare proiectul de înfrățire între județul Bacău și Raionul Strășeni din Basarabia. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Sunt. Următorul proiect de înfrățire între județul Bacău și Raionul Florești din Basarabia. Cine este pentru? Cel de-al treilea raion din Basarabia. Înfrățire între județul Bacău și Raionul Ialoveni din Basarabia. Mulțumesc. Și iată sunt următoarele două. Pe este vorba de înfrățiri cu raioane din Ucraina. Și spuneam din raionul Bever-Nestrovski, fost un raion, așa cum îl știm noi, raionul Cetatea Albă. Regiunea Odessa. Vă supun spre aprobare proiectul de înfrățire. Cine este pentru? Și cel de-al doilea din Ucraina, înfrățirea cu raionul Ovidiopol, tot din regiunea Odessa din Ucraina. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține plusul. Vă mulțumesc. Mergem mai departe la punctul de pe ordinea de zi 21. E vorba aici de dezlipirea în 2 loturi a terenului în suprafață de 1913 metri pătrați, având număr cadastral 64.492, situat în strada aeroportului numărul 1 din municipiul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Regiei Autonome Aeroportului Internațional George în vederea trecerii unui teren în suprafață de 43 metri pătrați din domeniul public al județului în domeniul public al municipiului. Iată, municipiul Bacău a transmis hotărârea Consiliului Local privind solicitarea adresată județului de trecere a imobilului terenul spațiu 43 de metri pătrați din domeniul public al județului în domeniul public al municipiului și administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău. Solicitarea este argumentată de faptul că lucrările pentru modernizarea aeroportului internațional George sunt finalizate și se impune, așa cum știți și am discutat aici, în regim de urgență, reabilitarea străzii aeroportului. Strada aeroportului se află în cartierul aviator al municipiului și asigură accesul din strada Calea Republicii către aerogara aeroportului. Ea astăzi este configurată cu 2 benzi de circulație, insuficiente pentru a asigura condițiile optime de trafic. Pentru a se realiza reabilitarea unitară și funcțională, s-a realizat expertiza tehnică a rețelelor de alimentare, cu apă și canalizare aferente străzii. Așadar, aici va fi un proiect, strada va fi modernizată, 4 benzi de circulație și vă supunem spre aprobare proiectul de privind dezlipirea în două loturi a terenului în suprafață de 1913 m2, având numărul cadastral menționat mai înainte, din strada aeroportului numărul 1, aflată în domeniul public al județului și în administrarea Regiei Autonome Aeroportului Internaționale George, cu vederea trecerii unui teren în suprafață de 43 de m2 din domeniul public în domeniul public, din domeniul public al județului, în domeniul public al municipiului. Aveți anexele, schipsele și toate documentele necesare, am discutat în comisiile de specialitate, vă supun spre aprobare dacă nu mai sunt alte intervenții. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva abținerii sunt. Și cel de-al doilea este legat de aeroport. Trecerea unui mobil teren în suprafață de 43 de m2, situat în strada aeroportului din domeniul public al județului, în administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău. E vorba de același obiectiv, reabilitarea străzii aeroportului. Deci vă supun spre aprobare proiectul de lege prin declararea ca bun de interes public local municipal a imobilului teren în suprafață de 43 de m2, situat în strada aeroportului numărul Bacău, având numărul cadastral 84028 și trece acesta din domeniul public al județului în domeniul public al municipiului. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abținem o sută. Pentru următorul punct al ordinii de zi, privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, am ținut cuvântul domnului vicepreședinte Gheorghiță Marius Gabriel. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri. Am să vă prezint 3 proiecte pe ordine de zi, prezentate deja de domnul președinte. Licența de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat de beneficiar. S-au depus documentațiile pentru traseele prezentate. Un pic de răbdare ca să... Astfel, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea licențelor de traseu după cum urmează pe traseele Asăr-Comănești, Asăr-Comănești-Moinești-Lucăcești, Comănești-Idărlănești-Comănești pentru operatorul de transport SCI Comănești în vederea transportului angajaților SC Force Industry Weishofer-Bacosele Comănești pentru 3 curse pe zi, pe traseul Chimești-Cocet-Comănești pentru SC-ul ISSR-le Comănești, în vederea transportului angajaților SC Force Industry Schweizhofer-Bacosele Comănești pentru 3 curse pe zi, pe traseele Brac-Cărlești-Berești-Bistrița-Filipești-Bacău, fermele Agricola Internațional și Bubuș, Țărden-Lăgești-Buda-Racova-Bacău, fermele Agricola Internațional, pentru transportul angajaților prin 3 curse pe zi, pe traseele județele Berești, Azlău, Onești și Slănic, Moldova, Onești, pentru SC Trans Moldova, SRL Onești, pentru transportul elevilor care învață la Liceul Tehnologic cu domiciliul în comuna Berești, Azlău și Slănic, Moldova, pe traseul Târgu Ocna pentru SC Marcovar, SRL Bărsănești, în vederea transportului elevilor din comuna Dofteana către Colegiul Național Prostache Negri Târgu Ocna prin 2 curse pe zi. Autoritatea Rutieră Română, Agenția Bacău, a avizat parcul Auca ce urmează a fi utilizat în prestarea serviciului de către solicitanți. Având în vedere votul dumneavoastră din comisii și dacă nu mai sunt discuții, v-aș supune la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotriva, abține, nu sunt unanimitate, secretariatul nostru. Notați? Vă rog și următorul, o sinteză, scurt. Da. Foarte pe scurt, vă prezent, domnul președinte, solicitările de actualizare a programului județean de transport au fost transmise de către Societatea de Transport Dragonit SRL, s-a scurt pentru modificarea graficului de circulație pe traseul 54 Bacău-Sascut-Pâncești și numărul 55 Bacău-Sascut-Sascut-Sat în funcție de cererile exprimate de utilizatori. Avem toate avizele, vă rog să se puneți spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, abținere împotrivă nu sunt. Și următorul punct, tot la fel. Da, foarte scurt, am să vă prezint doar sumele care vor fi impuse de Consiliul Județean în baza coeficientului de indexare de inflație publicată în buletinul statistic editat la Institutul Național de Statistică. Astfel, pentru eliberarea licenței de traseu, pentru un serviciu de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru anul 2018, valabil 12 luni pentru o cursă, se percepe o taxă de 159 de lei. Pentru eliberarea unui duplicat de traseu ocazional cu pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate, per ducată se solicită 141 lei. Tariful pentru înlocuirea licenței de traseu se taxează la fel cu 159 de lei. Domnule președinte, au fost prezentate sumele, vă rog să supuneți la dezbatere și spre aprobare. Mulțumesc. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere împotrivă nu sunt. Punctul 26 este retras. Punctul 27. Proiectul trebuie privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul execuție, lucrări, construcții și instalații la catedrala ortodoxă în înălțarea Domnului Bacău, rest de executat. Anul trecut a fost un an în care a trebuit actualizat toate aceste documentații, ținând cont și de faptul că firma de construcții a intrat și în insolvență, s-au făcut recepțiile necesare, s-au făcut lucrările care erau și le-am aprobat noi anul trecut. Acum s-a ținut cont și de instalații de strumare și de detecție fum impuse de avizul de securitate la incendii de emisii de către ISU. Toate astea trebuiau foarte bine corelate între proiectanți și iată, astăzi venim în fața dumneavoastră cu ce a mai rămas de executat până la finalizarea acestei lucrări. De altfel, în urma discuțiilor din comisie, aveți o informare, o notă, cu tot ce s-a întâmplat din 1992 până la sfârșitul anului 2017. Așadar, în vederea finalizării investiții conform documentației propuse, aprobării mai sunt necesare a fi efectuate următoarele lucrări. Ne-am putea să studia. E vorba de lucrări de construcții, montaj și sunt toate tipurile de lucrări menționate acolo, lucrările de instalație, între care și instalațiile de sfumare și de către impuse de către ISU, și conform de listul general cuprins în documentație, valoarea totală a lucrărilor rămase de executat până la finalizarea investiției a fost evaluată la suma de 19 milioane de lei, inclusiv TVA-ul, din care lucrări de construcție, montaj 14 milioane. Cu această documentație venim în fața dumneavoastră pentru a fi aprobată, documentația tehnică economică, care este executat, fază de proiectare, proiect tehnic plus detalii de execuții, plus caiet de sarcini, plus documentație de licitații, întocmite de către proiectantul acestui obiectiv de la început, adică de SC Valem-Exim, SRL Bacău, având indicatorii economici pe care i-am menționat mai înainte. Acum, vis-a-vis de ce o să se întâmple anul ăsta, o să discutăm împreună cine putem permite să mai facem încă un pas spre finalizarea acestei lucrări și, sigur, cred că cu toți ne-am dorit, fiind anul centenarului și centenarul Marii Uniri, să putem să mai facem un pas, încât să ne permită să facem o sfințire acolo spre finalul anului, frumos ar fi în jurul datei de 1 decembrie. Dar o să vedem în funcție de cum decurg lucrurile. Vă mulțumesc, vă supun spre aprobare proiectul de proiect cu aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, împotriva, ține răsul. Pentru următorul punct al ordinii de zi am să rog și este vorba de ea că aprobăm astăzi, s-a pus în discuție, a discutat în comisii, este aici reprezentantul, consultantului firme de consultanță și venim cu, iată, cu master planul în sectorul de apă și apă uzată din județ, cu modificările și completările interioare, urmând ca după aprobarea lui să definitivăm lista de investiții prioritare și sursele de finanțare pe următoarea perioadă și, sigur, surse de finanțare, dar și contribuția noastră și a celorlalți. Vă rog, domnul vicepreședinte, Silviu Violet Prațu. Proiectul de hotărâre pentru modificarea legii numărul la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 118 din 2009 privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificări și completări ulterioare. Master planul pentru județul Bacău în sectorul de apă și apă uzată a fost elaborat în cadrul proiectului de asistență tehnică măsura ISPA 2005 în baza unui contract semnat de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile. Acesta a fost elaborat în perioada 2007-2009 în cadrul programului Proiect Municipal de Servicii, Asistență Tehnică pentru pregătirea proiectului de apă uzată și apă în județele Prahova, Buzău, Neamț, Iași și Bacău și a fost aprobat de către Consiliul Județean prin hotărârea numărul 118 din 2009. Master planul actualizat pentru alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Bacău a fost elaborat în cursul anului 2013 în cadrul proiectului Extindere și Reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, finanțat prin POS Mediu 2007-2013 și a fost aprobat de Consiliul Județean prin hotărârea numărul 14 din 2015. Actualizarea master planului este o cerință obligatorie și esențială pentru a elabora și a aproba documentația necesară a accesării fondurilor europene. În actualizarea master planului s-a ținut cont de următoarele. Master planul actualizat a fost întocmit pentru perioada 2013-2043. Se consideră an de bază anul 2016 și primul an de previziuni anul 2017. Astfel, în prezența datelor istorice, sunt utilizați anii 2014, 2015, 2016, iar previziunile sunt făcute pentru anii 2017-2047. Tot în actualizarea planului s-a ținut cont și de asigurarea unei continuități a master planului inițial. Master planul revizuit, după cum ați văzut, are o structură recomandată de către AME-COS-Medio, 11 capitole. Revizuirea și actualizarea master planului s-a realizat în cooperare cu ADIS, cu operatorul regional SC, compania regională de apă Bacău ESA și toate unitățile administrative teritoriale din județul Bacău. Întrucât proiectul prezentat în master plan actualizat este un proiect de mediu, se acordă prioritate îmbunătățirii serviciului de apă uzată. Astfel s-a realizat o ierarhizare a aglomerărilor pentru apă uzată în conformitate cu obiectivele țintă naționale și directiva UE privind apele uzate. După cum bine știți, a fost supus spre consultare la sediul Consiliului Județean, a fost pus pe site. Observații și propunerile persoane interesate s-au primit în scris zilnic, de luni până vineri, între orele 8 și 14, până pe data de 24 august 2017. S-au primit și la legislatura Consiliului Județean Bacău. A fost organizată o dezbatere în data de 27 august 2017 la ora 11 la Centrul de Afaceri și expoziții unde au fost prezenți inclusiv primare. La dezbatere au fost invitați toate unitățile administrativ-teritoriale, Direcția de Sănătate, Agenția de Protecție a Mediului, SCRA Vesar, SCRACA Constanța. Au fost formulate observații, propuneri, sunt toate atașate la această hotărâre. În conformitate cu prevederile legii 52 din 2003 privind transparența decizională în administrația publică, minuta încheiată cu ocazia dezbaterii publice și toate observațiile propunerilor primite au fost publicate pe site-ul Consiliului Județean, iar ca urmare a comentariilor și a recomandărilor primite, SC Resourcing Environmental Consulting SRL a înaintat Consiliul Județean Bacău prin adresa numărul 525 din 22 decembrie 2017 planul, master planul actualizat în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, în varianta finală, în vederea aprobării. Facem aprecierea, precizarea că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIS, prin adresele înaintate și înregistrate la Consiliul Județean, solicită aprobarea master planului actualizat în cursul lunii ianuarie 2018, motivat de respectarea termenilor stabilite de procedura pentru depunerea documentației necesare accesării de fonduri prin POIM. Dacă aveți întrebări, dacă nu, având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei 1 a hotărârii Consiliului Bacău, numărul 118 din 2009, privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare. Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumesc. La proiectul numărul 28, ordinea de zi, dau cuvântul domnului consilier Tumurescu, președinte ADOC, pentru a prezenta planul strategic. Mulțumesc. Stimați colegi, planul strategic de acțiune pe 2018 a fost dezbătut și avizat în ședința a 8 de luna decembrie, iar în formă finală s-a prezentat la mapă și îl prezentăm și plenului Consiliului Județean. Vă informăm că în construcția planului strategic am avut în vedere câteva priorități. În primul rând am ținut cont de obiectivele prevăzute în documentele de planificare strategică, respectiv în Strategia Națională de Apărare și în Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică. De asemenea, am avut în vedere evoluția fenomenului infracțional și nivelul de siguranță și ordine publică din anul 2017, cu toate plusurile și minusurile care s-au manifestat în această perioadă. Am urmărit să acoperim mai bine prin acțiuni de prevenție și intervenție tipurile de infracțiuni care au proliferat și care ne-au creat probleme mari în anul 2017, în mod deosebit cele 4 tipuri de infracțiuni: infracțiunile contra patrimoniului, cele care vizează siguranța în traficul rutier, infracțiunile în domeniul silviculturii și pisciculturii, infracțiunile de braconaj. Am pus, de asemenea, un accent deosebit în construcția planului strategic pe acțiunile de prevenție. Ca urmare, activitățile care sunt planificate în acest an urmăresc, în primul rând, să preîntâmpine infracțiunile pentru a fi necesare cât mai puține acțiuni de investigare și sancționare și să nu ne facă agenda de lucru infracțiunile care se produc. În această privință ne propunem să acționăm în 3 direcții. În primul rând, să îmbunătățim colaborarea cu toate autoritățile locale, instituțiile publice, ONG-urile, celelalte componente din societatea civilă care au competențe, răspunderi și pot interveni pe linia realizării și menținerii ordinii și siguranței publice în județ. În al doilea rând, ne propunem să implementăm protocoalele și planurile de acțiune comună care au fost întocmite în anul 2017, astfel încât să realizăm o cât mai bună colaborare cu partenerii semnatari ai acestor documente. Și nu în ultimul rând, dorim în acest an să realizăm o serie de materiale publicitare și de avertizare sub formă de broșuri și pliante pe care să le distribuim populației din județ. Vă informăm că la ora actuală aceste documente, aceste materiale sunt deja în format final și urmează ca să fie editate funcție și de sumele bugetare care se vor pune la dispoziție pentru această acțiune. În ceea ce privește structurarea planului, am respectat obiectivele prevăzute în documentele strategice. Am mai adăugat un obiectiv nou care vizează perfecționarea colaborării instituționale dintre structurile de poliție și forțele de sprijin, respectiv jandarmii, ISU și poliția locală, pentru că sunt reglementări pe această linie, dar există și o experiență pozitivă pe care dorim să o dezvoltăm în anul 2018. Toate obiectivele prevăzute în planul strategic sunt susținute cu indicatori minimali pe care îi dorim să fie la nivelul maxim în ce privește zona de prevenție și la nivel minim, dacă se poate, către zero, privind infracțiunile care se vor produce în acest an. În ce privește activitatea autorității, dorim să permanentizăm activitatea echipei prin implicarea permanentă a membrilor ATOP pentru cunoașterea situației infracționale din teritoriu, colaborarea cu autoritățile locale și instituțiile teritoriale, în acțiunile de prevenire și combatere infracțiunilor și pentru cunoașterea efectivă a nevoilor specifice de siguranță și ordine publică din comunități. În ședința din această lună am aprobat strategia de permanentizare a activității ADOP și am prezentat-o și domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Sorin Brașoveanu, și va reprezenta un document de linie alături de strategia de acțiune anuală. Noi vom informa permanent plenul Consiliului Județean, altfel este și o prevedere prevăzută în lege, trimestrial și ori de câte ori va fi necesar, cu modul în care reușim să implementăm strategia de acțiune și de permanentizarea activității ADOP. Vom prezenta eventuale propuneri dacă vor fi necesare. La activitate este prezent domnul Cestor Vasile Crișan, șeful Inspectoratului Județean de Poliție, cu care noi am realizat acest, și am întocmit acest plan strategic și am convenit și la susținerea materialului. Dacă totuși considerat mai sunt necesare informații, le lăsăm la dispoziție. Avem obligația după lege ca după aprobarea acestui plan strategic să prezentăm plenului Consiliului Județean. Informare, nu votăm, votăm. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu